se zice că în online cine râde primul râde mai bine. În platoul nostru, cine râde la urmă câștigă. Iar startul îl dă ca de obicei fermecătorul și imparțialul Mihai Bobonete. Fermecătorul, asta vreau să ți rezid din asta. Bună seara, oameni buni, bine ați venit la Pe Bune. O emisiune care vă lasă și cu întrebări și cu răspunsuri și cu mai multe chestii. Dar nu mi-a plăcut. Ce e vorba, de nu ce? Fermecător, poți să crede, imparțial, să știi că de multe ori ai ținut cu Costi. Nu e adevărat, a zis foarte bine. Sunt mai fermecător decât imparțial, dar oricum amândouă cam la fel. Oameni buni, în seara asta o emisiune extraordinară în care avem invitații de seamă. Pe lângă Cosmina Tanticu și Constantin Diță, care sunt capitanii de echipă, o avem pe Arina Eremia și pe Șeri de la Pub Gang. Salut! Bună seara! Okay. Bună seara! Arina, care are niște cizme foarte frumoase, dar nu se văd, poți să ridici un picior. Ia uite, mă, na, două picioare, ce să mai... Dar și tu, Shelly, ai ceva scoate frumos. Scoate-ți Adidas-ul. E de bătaie. Scoate-ți tu piciorul să vedem și Adidas-ul tău. Ia uite, băi, nene. Ce mai vrem? Tank, așa, un pic. Deci ce s-a... Succesul, mă, ce să mai... Nu te mai încalți de ăștia mici, te încalți de ăia mari, cum ar veni. Pe opulență. Să... Da. Să fie mari. Oameni buni, începe Pe Bune în momentul ăsta. Regulamentul emisiunii, Arina, Shelly, este foarte simplu. Avem 12 întrebări de emisiune, 6 de fiecare echipă. Fiecare răspuns corect valorează 500 de lei, da? La final, jucăm o întrebare finală unde se pot paria bani. Banii nu rămân la voi, îi împărțiți cu susținătorii. Natanticul la voi. 45 de susținători. 45 de susținători avem noi. Iau mai mult, nu? Au 45 și voi aveți, Arina, aici 43 de susținători. Da. Pe lângă cei din Gradene vreau să vă anunț că și acasă se joacă, pentru că există pe bune.protv.ro, unde oamenii răspund în timp real la întrebările pe care vi le pun și vouă, iar dacă răspund repede, cumulează puncte și pot câștiga un premiu care e afișat acolo pe site. Doamne ajută! Haideți să vedem domeniile, fiți atenți acolo, o să le citesc și eu. Umblă vorba, exploziv, glorie sportivă, prietenași, alegeri dificile, stâncă, Doamne ferește, la fund, ochi în ochi, cum au sunat asta una după alta, aleluia, femeia eterna poveste și domeniul surpriză. Aleluia! Doamne ferește, la fund sau la Doamne fund? Ferește, la fund, ochi în ochi. Ochi în ochi. Aleluia la final! Aleluia! Da, și finalul e femeia eterna poveste. Da, frumos. Cu semnul întrebării. Femeia eterna poveste? Bobo, fermecătorul? Da. Spune-ți. Mai puțin. Cred că avem dreptul, chiar dacă... Da, bineînțeles, aveți mai mulți susținători. Da, așa e regula la Pe Bune. Stați un pic, astea sunt întrebări de cultură generală. Ce cu tine? În mare parte. Tu crezi că dacă erau... Nu, stai, lasă. Dacă erau întrebări de cultură generală, eu nu eram aici, crede-mă. Ah, ok. Sunt întrebări cu răspuns și o să aflăm lucruri. Okay. Ia să vezi. Da. Eu zic să începem cu începutul, la fund. La fund vreți. Vrem la fund. Bun. Să fim realiști. Shelly și Natanticu joacă la fund. E groasă. În anul 1941, echipajul submarinului britanic HMS Trident a primit cadou de la armata URSS un ren pe nume Poliana, care a trăit apoi alături de echipaj, un stol de rațe siberiene aducătoare de noroc sau... 120 de kilograme de reviste de ochiate capturate de la nemți. Fain asta, fain. Dar stai un pic, erau amândoi, deci erau un echipaj rusesc și un echipaj britanic. Da. Dar unde erau când au primit în apă? De unde erau? Submarin. În submarin. Ieșiseră puțin. Au ieșit la suprafață, s-au întâlnit și au scos periscoapele sau ce are submarinul. Și rușii au zis, ce bine că ați venit, că aveam asta pentru voi. Și scoate pe Rudolf. Am înțeles. Băieți, am aici un ren, dar nu știu dacă știe să nuate. Aveți voi un colegeri pentru ren, așa? Și pe ren îl chema și Poliana. Asta e important. Asta e foarte bun. Ce dădea, mă, renului de mâncare în submarin acolo? Ce mănâncă și submarinezi? Orez cu legume. Orez cu legume, bravo. Băi, și doamna asta ren... Asta avem, asta mănânc. Și doamna ren super satisfăcută de era. Băi, eu nu mă mai întorc. Dar voi vă dați seama, spionii nemți care se uitau până... Periscop? Da. Periscop, aia doi, ce dracu faceți că mă aici? Mă acolo. Vezi două submarine așa și unii care transportă un ren între ele. Dar nu, cum scoate? Hai băieți, hai, a văzut ren aici. Dar crezi că ar fi fost mai plauzibil să zică nemții, bă, ce le-a dat? Un stol de rațe siberiene. Da, bă. Că beu asta, zice, că le-a dat un stol de rațe. Un stol, mă. Aia merg pe... Merg și pe apă. Merg pe apă, da. Bă, eu zic că e un plan B foarte bun. E un plan B foarte... Cu ce te ajută?
Păi în caz de rămâi mai mult sub apă și nu... A, le iei aerul, le iei aerul. Intri, le bagi într-o parte, într-o cămăruță acolo, în tot submarinul ăla și din când în când mai iei câte una. Azi nu, ce mâncăm băieți? Rață cu varză. Păi, mamă, ce bine că aici că e vorba de mâncare. Păi da, normal. Păi da, mă, dar rușii le-au dat ca fiind aducătoare de noroc, că ți-ai mâncat norocul. Ți-ai dat la valiză, cum? Mie mi se pare că varianta ce este... Cea mai plauzibilă. Este cea mai plauzibilă. Dar trebuie, trebuie. La ce? 120 de kilograme de reviste de ochiate capturate de la nemți. Cam în greutatea mea, ca tam. Păi erau atunci reviste de ochiate la 1940. Păi numai de ochiate să nu le zici, dar alea, că nemții sunt mult înaintea noastră și erau explicite. Hai, lasă-mă! Da, 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 frame by frame. Dar nu uitați, nu uitați de unde provine cadou. Erau de la nemți? De la ruși? Păi dați seama că erau numai blonde cu ochi albaștri. Păi da, fii atent, ruși. Capturate de la nemți. Capturate de la nemți, atenție. Frate, eu dacă aș sta pe submarin, da, da, fără internet, fără 4G... Dar ei nu știau de asta. Alege renul. Alege renul toată ziua. De ce? Alege renul. De ce? Stai puțin, de ce? Pentru că sunt creștin, sunt cu Doamne, Doamne, nu aș putea sunt să iau Moș Crăciun. 120 de kilograme de reviste de ochiate, Doamne, în niciun caz. Da. Stolul de rață ce ar avea? Plus că ai, băi, nu are dreptate, cu renul, da, te mai plimbi pe voi acolo. Voi nu sunteți atenți la ceva. Cum se numește categoria? La fund. Păi da, e, cu submarinul se duce la fund. Nu că vedem funduri goale. Măi, Alina, tu ai zis că m-ați luat. Ea s-a gândit la fundurile goale din revistele astea de ochiate, mă. Asta stă ție la fund. La fund. De serii, tu mergi pe serioasă? Poliana? Mergem pe Poliana. Merg pe varianta. Apasă tu. Ați luat taul. Haideți să vedem care e răspunsul corect la întrebarea asta. Din ciclul cadouri pe care ți-a fost rușine să le refuzi, vă prezentăm capitolul Cadoul rușilor. Recunoscător pentru ajutorul dat de britanici în luptele navale din Oceanul Arctic, tovarășii sovietici au zis să-și cinstească aliații. Nu știm dacă responsabilul cu luatul cadoului era prieten și cu paharul. Cert e că s-a optat pentru un ren pe nume Poliana, care din cauza stării de război a trebuit să locuiască pe submarin 6 săptămâni, timp în care a mâncat o hartă de navigație și s-a îngrășat atât de tare că nu mai încăpea prin trapă. Dar până la urmă știți cum e. Gestul contează. Bravo, boss! Bravo, sos! Bravo, boss! Bravo, sos! Mai e mult până departe, nu te încânta. Hai, mai rândul vostru, voi trebuie să jucați de acolo în domeniu. Mulțumesc, Costi! Costi! Băi, mulțumesc! Cu drag, cu drag, dar... Te rog eu frumos. Spune-ne, Arina, ce jucăm? Alegeți un domeniu. Ochi în ochi. Băi, să știi că mă gândeam și eu. Da, da, te tu. Hai, nu, hai, nu, hai ochi în ochi. Vrei, da? Da, nu mai bine ochi în ochi. Eu zic să luați mai bine ochi în ochi. Luați-vă poziția. Ochi în ochi. Vezi tot pe părțile corpului, așa, da. Cercetătorii japonezi au demonstrat că atunci când un om și câinele său se privesc ochi în ochi, încep să se imite unul pe celălalt, amândurora le crește nivelul de oxitocină. Și amândurora le crește pofta de mâncare. Bă, dar nu știu, mă. Eu am cățel și știu exact. Ce te-ai intimidat așa la oxitocină? E foarte simplu, mă. Ăsta a avut câine. Am avut mulți, el are povești, da, știe. Ai avut, nu? Iar da, îngropați acasă. Deci vorbești din propria experiență. Hai să ne gândesc aici. Da, hai să le luăm, deci, să le analizăm. Aveam câine, ne uitam în ochii, da? Da, da. De ce închizi ochii? Și ai început să le închizi? Îmi amintesc. A, am crezut că închideai ochii. Starea, aia, senzația de atunci. Da. Și frumos. Aveam câine, mă uitam. Vară, cald, băusem o bere, câinele lângă mine, mă uit în ochii lui. Cred că asta cu imitatul, știi? Da. Că îți mătiai și tu după el, știi? Serios? Se dădeai după el așa? Da, 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 eu aveam o bere. Și când intra el sub masă, intrai și tu? Păi nu, când te uiți ochi în ochi. Deci da, te uiți câinele ochi în față, te uiți în ochi în lui. Și da, el se uită la tine. Și tu faci așa și la un moment dat s-ar putea să vină și el pe tine. Hop, ce faci? Prietenaș, știi? Da. Ce faci, boss? Da. Hop. Da. E frumos și cum unul cu altul? Da. Știi? Poate să fie. Au zis, dar cred că uitați... Asta cu oxitocina, în schimb, scuze, zi. Cercetătorii erau japonezi, chinezi din zona aia. S-ar putea să fie că amândoi crește pofta de mâncare. La da, 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 știi că pe acolo, da, că e zonă de aia. Am auzit că consumul e... E foarte posibil. Cei ce șelii, că s-au uitat la ele și la un moment dat a zis ia adu-mă un aprinzător, dă-l așa o furculiță, că e bine ăsta. Ia fă un mușdei. Bobo. Explică-mi și mie ce e asta, oxitocina. Frate, oxitocina, eu să știu. Da. Este... Oxitocina, băi... Este un hormon. Ia, zi Shelly. Dacă zice Shelly. El dă bacul la bio, vă zice ce e oxitocina. Oxitocina este un hormon... Așa. Care este secretat... Da.
O să pici bacul. Profa mea de bio se uită acum la mine. O să pici bacul. Nu știu sigur dacă de hipofiză sau de tiroidă. Mai mult de hipofiză din ce știu eu. De hipofiză, cred că da. Mamă, și ăsta m-a crezut, mă. Băi, incredibil, mă, frate. Am puterea asta. Da, de hipofiză, spune. Așa, continuă. Care? Care ce face până la urmă? Face bine, că e bine, dacă nu ai, nu e bine. Deci e pozitiv. E ce trebuie, da, da, da. N-ai luat 5, n-ai luat 5, îmi pare rău. Adevărul că poate să fie beu. Știi că te uiți în ochii lui, el se uită în ochii tăi și apare voi bucurie. Voi ce ziceți? Eu o să zic că beau. E la îndemână asta, asta e problema. E prea, zic ceu, prea în față așa. Ceu. Tu ai ceu, zis pofta de mâncare, de ce? Eu am zis beau. Că da. În România câinele face mă, câinele face sfâ. Ești nebun. Vrei să luăm beau? Cu bucurie, cu astea? Băi, mă merg pe mâna ta de data asta. A, nu, am apăsat din greșeală, din greșeală am apăsat. A, dar vreau să pun. Beu. Hai să vedem dacă asta să e. Să vezi ce înseamnă oxitocină. Hai. Spunem de multe ori despre prietenii noștri cu coadă și bot că ne sunt ca niște copii. Mai nou, avem și știința de partea noastră. Căci la o simplă privire, ochi în ochi, nivelul de oxitocină, atât al oamenilor, cât și al patrupedelor, crește. Declanșând aceeași reacție care leagă o mamă de copilul ei. Potrivit oamenilor de știință, această predispoziție pentru legături profunde e probabil motivul pentru care câinii au fost domesticiți încă de la începuturile omenirii. Era de stătea așa la... Da, la rotație. Bine, 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 bine. Dar știu, te-ai gândit bine. Da, mă, nu, nu, că... Egalitate, s-au început să sară banii. Două întrebări, două câștigate, decizi să le iei în fiecare echipă. One shot, one... Voi alegeți. Noi alegem, zi. Eu zic... Ce să zici? Alegem femeia eterna, eterna poveste. Poveste. Te întreba cine e. Nu, dar sună atât de interesant, femeia eterna poveste. Da. Jucăm, femeia eterna poveste. Un studiu realizat de Departamentul de Psihologie al Universității Essex arată că 74% din femeile heterosexuale recunosc cu ochii închiși ciorapii partenerului. Băi, ești nebun. Sunt stimulate sexual de imagini incendiare cu femei sau sunt convinse că relația cu ele este un noroc pentru partener. Da, ești nebun. Ești nebun. Ești nebun. Dar eu cred că 74% e puțin. Pentru ce? Adică, dacă nu eram eu, erai un terminat. Bă, te mănâncă câini, bă. Da, e adevărat, știi? În multe cazuri e adevărat. În multe cazuri, 74% din femei. Din femeile heterosexuale. Clar, nu ne ducem în partea alaltă. Asta care au partener. Fii atent, asta cu recunosc cu ochii închiși ciorapii partenerului. Bă, asta mi se pare foarte șmecher. Deci după miros, deci, practic. Deci dacă e asta... Dacă e asta, după miros. Dar știi cum e cu femeia, așa să le simți. Păi da, nu. Asta ar fi să simtă de la ciorapi. Ai lăsat. Sunt ciorapi în cameră. Nu, dragă, sunt ciorapi în cameră. Nu mai îmi zice că îi ții. Sunt aici. Știi care e treaba? Că asta ar ajuta. Asta ar ajuta, de exemplu, uite, Shelly spunea că nu poate să trăiască fără internet, fără telefon. Dacă te pierzi de iubita ta în mall. Așa. Te-ai descălțat, a venit direct unde ești. Da, 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 te găsești. Deci la mod, unde o fi, mă, că nici termenul mai e semnal. Dar nu mall, în munți undeva. Am zis așa. Nu mai are baterie telefon, nicio problemă. Stai liniștit că, uite, să știe el să se descalțe. Ei, când se descalță, emană mirosul ăla care se pune ca semnul lui Batman așa pe cer. Da, acolo. Ia, știu unde e. Dar numai ea vede semnul. Da. Hai să vedem asta când sunt stimulate sexual de imagini incendiare cu femei. Deci ele care sunt heterosexuale. Poate va ajuta Alina în direcția asta. Alina, da. Că nu fugiți de varianta asta. Ce frumos și lui Dumnezeu îi place. Dumnezeu îi place, deci e un argument foarte bun. Și poate Dumnezeu e femeie. V-ați gândit asta? M-am gândit. Dar nu cred. Ce variantă alegeți? Băi, mie-mi place beu, că... Mie-mi place beu. Da? Pentru că... Dar cui nu-i place beu, acum, sincer? Sper să le placă și femeilor beu. Dacă mergem pe beu. Păi, oameni sunt de coarveni. Am ales beu. Pentru că este un departament de psihologie al Universității Essex. Hai să vedem dacă beu este. Curioasă. Păi și ai curioasă. Să vadă dacă e adevărat. Eu cred că ea știe ceva. Normal că știe, că e femeie. Am citit și o studii. Și ce, asta e, nu? Dacă e să-l ascultăm pe profesorul Riger, care este și șeful departamentului de psihologie al Universității Essex, femeile pot fi lesbiene convinse sau cel mult bisexuale. Dar nicio femeie nu va fi atrasă sexual doar de bărbați. Conform studiului, 74% din femeile care s-au declarat heterosexuale au fost stimulate de imagini cu femei în ipostaze provocatoare. Și cine suntem noi să le contrazicem? Până la urmă, ce e frumos? Uite cum se uită Alina, văd acum cum se uită la imagini. Da, eram aici! Împreună. Auzi, să se pună și la noi punct.
Ar trebui să-ți da și ție jumătate din bani. Să se pună și la noi punct. Mulțumim, Marina! Sincer, mulțumim. S-a tot așa din oficiu. De ce ai vrut să-i servești? Pentru că dacă drăguță. Știai că acolo e adevăr. Uite ce supărat e. Uite cum pentru că atunci când faci un bine, ți se întoarce. Uite, de-aia o să câștigăm noi la următoarea rubrică. Zici? Da, frumos da. Zis. Da. Frumos. Și care e următoarea rubrică? Iazi. Care? Iazi. Aleluia. Da? Aleluia. 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 Dar nu știu dacă vrem acolo. Hai că e cu miracole. În timpul miracolului de la 1511 întâmplat la Bruxelles, locuitorii orașului au făcut zeci de oameni de zăpadă în ipostaze pornografice ca și protest politic. Au crezut timp de două zile că sunt singurii supraviețuitori ai unui potop biblic sau au fost martorii grevei cailor pentru trăsuri. Bă, ce frumoasă, bă, ce bine ați luat. Iar au este, mamă, nici nu vreau să mă gândesc. Pe Costi l-a șocat ultima. Ai zis că am luat bine? Da, de ce? E foarte frumos. Mi-a plăcut cum ai zis tu, a, e cu miracole. Deci că ești expertă pe asta, cu miracole, nicio problemă. Nu. Deci, au fost, deci, au, făcut așa, au făcut zeci de oameni de zăpadă în ipostaze pornografice ca protest public pentru politic, pentru că în asta, anul ăla a nins foarte mult. Și au pus om de zăpadă cu oamă de zăpadă. Oamă de zăpadă. Nu putea să pună om cu om, că după aia era mai nasol. S-au jucat cu zăpadă. S-au jucat cu morcovi, cu nasturi, cu oala. Da, au făcut artă. Și au făcut artă, tată. Artă. Ăsta fiind protest. Da. Nu e ca și cum ai înjura, știi? Da, au fost finuți. Faci doar... știi? Faci statuete cu... Deci fiți atenți. Miracolul de la 1511 s-a intitulat Ce au făcut ei. Adică una dintre variante. Înțelegeți? Ei au făcut aia și ei au zis, bă, asta o să cheme... Miracol. Miracolul de la 1511. Atunci cai, tată. Cai, cai. Asta e un miracol. Stau pe gânduri, calul, tată. Caii au ieșit în stradă și au zis, nu, așa nu, mă rog. Cu pancarte, cu piciorușele. Cu copitele. Pe ala din spate. Așa nu, dacă se ridicau toți. Se ridicau. Era cabrat. Nu, la un moment dat, ei au zis, caii nu. Și ăștia au zis, Doamne Sfinte, Doamne. Miracol. Da, bă, nu, exact. Încă suntem în 1511. Așa spun eu. Spun eu, băi, știi cum a fost? La un moment dat a tot, știi cum, lovese căruțașul calul și zice, bă, dar ce tot dai, bă? Gata, mă, până ce aici. Toată? Băi, cailor, restul, iepelor, ce mai sunteți pe aici, mâini zile. Gata de mâine, grevă, nu mai trage unul. Nu mai trage unul, exact. Știi? Ăștia au încercat, au băgat foaie. Liniște, s-a făcut liniște acolo în sală. Exact. Nimeni nu mai zicea nimic, s-a auzit un echezat. Da. Băi, băi, nu-i ședință. Băi, e groasă cu cai. Exact. Da, nu te pui cu ceva, cai. Bravo. Luați o variantă, pe care o luați. Mulțumim. Voi ce ziceți? Ceu, bă. Au. Dar și au e o minune. Da. Luăm cai? Hai. Sau să luăm beu. Calul e frumos, bă, chiar dacă pierdeți, calul e frumos. Am votat eu pentru toată lumea. Am apăsat butonul ăla. Îți asumi? Despre ce era vorba la 1511? Da. Deci au zis că e un miracol. În 1511, belgianul de rând nu ducea foarte bine. Așa că, profitând de vremea neobișnuit de rece, locuitorii orașului Bruxelles au protestat cu circa 110 oameni de zăpadă, făcuți în diverse poziții indecente, cu intenția de a colora puțin obrajii subțiri ai nobilimii. Printre operele de artă politică se numărau un cuplu de zăpadă făcând sex lângă o fântână, un copil urinând pe un bețiv care dormea în propriile dejecții, călugărițe dezbrăcate și, bineînțeles, prostituate îmbind clienții. Protestul s-a topit după o lună, când soarele a ținut cu aristocrația. Păi când ai mai văzut așa ceva? Ăsta e miracol? Așa, în ghilimele. Era în ghilimele, așa i-a auzit. Vaticanul a lansat o aplicație pentru mobil. Băi, ești nebun. O să-ți răspundă părintele Onofrei. Asta e ca un fel de video chat cu preoții. Hai, prietenași. Prietenași. Jucăm prietenași. Noi suntem prietenași voștri, dacă vreți. Prietenia dintre Mark Twain și Nikola Tesla. Doamne, ferește. Cine m-a corectat? Prostul de Natantin. Dumnezeu. Dar tu de unde știi, mă? Am mai citit și eu din Tesla. Stați un pic, Twain făcea sutiene. Bă, ia stați-mă puțin. De ce să ne împușcăm cum putem să bem? Mi se pare de bun simț. Pentru ce o manipulezi? Profiți de ea, că e hipnotizată. V-ați acoperit, ta-la. Băi, Bobo, în condițiile astea, Doamne ferește. Doamne ferește, ați luat? Doamne ferește. Da. Mamă, ați luat prin surprindere. Doamne ferește. L-am găsit. Ia să vedem, fiți atenți. A, asta vă ajută dacă ați văzut cei doi popi filmul. Am văzut cei doi popi, da. Papi, papi, nu popi. Da, mă. De curând, Vaticanul a lansat o aplicație pentru mobil prin care prinzi sfinți
la fel ca într-un joc de Pokémon Go. Nu pot să cred așa ceva. Un preot îți sfințește casa prin apel video. Nu pot să cred. Sau te poți spovedi online și non-stop. Bă, ești nebun. Da, 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 da. Bă, vă gândiți că una din variantele astea este? Că e nebune, da, 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 că nu poate. Hai să luăm prima, prin sfinț. Acum, prin asta, părinte a venit, lasă-mă, uite, prinde-l. Eu acum așa că nu mi-am făcut pașii, știi? Haide, câți ai prins? Am trei sfinți. Sfinții mamilor, știi, cum aleargă, mai și în jură ei, dar în jură frumos. Și fac și schimb, ce ai? Doi Sfântul Mihail, dacă îmi dai un Gavril, îți dau doi un Mihail. Sau... îți dau doi Constantin și Elena. Ce dublură au acolo. Ce ai prins, mă? Lasă-mă, că am prins numai Sfântul Ștefan. Mihail și Gavril, ia uite, aici am în... Am văzut doar pe Mihail, am nevoie și de Gavril ca să fac colecția, știi cum e? E posibil. Păi atunci hai să alegem, au și să vedem. Păi nu, am zis și asta. Cu spovedania. Practic, asta cu spovedania online, ai un preot, da, prin apel video, care stă cu tine acolo și ți-ascultă toate... Intri pe site și ai dreapta, știi cum e ăla. Chat-ul este activ, o să-ți răspundă, exact, părintele Onofrei, apasă, ies. Ascultă toate păcatele, toate astea, e ca un fel de video chat cu preoții. Oh. E greșit, da, dar nu, de ce? Sau un preot îți sfințește casa prin apel video. Îți dă greu asta, dar în fine. Nu e conexiunea. Iei telefonul, tu așa simți o prezență necurată. Păi da, trebuie să sfințească propriu. Există procesul ăla. Nu mă, se aude un bipăit, tu deschizi WhatsApp-ul despre... și ai un preot care ce primi și cu boteaza. Și el dă pe cameră cu apă sfințită. Pe cum? Și camera. Cum? Pe camera lui. Totul este despre conexiunea cu Dumnezeu, da, trebuie să ai semnal bun. Conexiunea 4G, 5G cu Dumnezeu. Băi, e foarte frumos, aud, dar mai plauzibil e ăsta, ce-ul. De curând Vaticanul ăsta. Hai să luăm au, mă. Eu iau au, am încredere. A, el a luat au, eu iau B-ul. Am luat și el, iau. Am luat au. Nici nu mai contează, mă, nici e frumos. Nici nu mai contează, Natanticu, ce vrei tu să spui. Hai să vedem care e varianta de Doamne Ferește. Frate, gata, nu, dar n-am zis nimic. Ai încredere, fratele tău. În secolul 21, dacă nu ești online, nu existi. Poți să fii și papa de la Roma. În tentativa de a face viral cuvântul Domnului printre tinerii epocii noastre, Biserica Catolică a lansat aplicația Follow GC Go, în care vânezi sfinți ca și cum ai vâna Pokémon. Din păcate, nu poți să faci schimb de sfinți în cazul în care ai dubluri. Băi, trebuie descărcat aplicația asta. Da, mă, trebuie să prind zi. Stai un pic că-s curios. Stai un pic, bravo, foarte drăguț. Stai un pic. Pot și eu să descarc aplicația asta? Păi da, cred că-i făcut adică în toată lumea. Adică nu e acolo, la casa lor, în Vatican și da, doar preoții. Da, s-ar putea să nu găsești să prinzi Pokémon de ăștia sfințiți aici la noi. Păi nu, mă, vreau să descarc aplicația. Nu păi și unde prinzi sfinți? Mă duc acolo la Vatican. Asta e altceva să duci te joci duc, acolo cu am ei. Mai fost și mă mai duc. Ce vrei? Mă lași pe mine? Da. Prietenaș? Mă lași pe mine? Și că mă lași pe mine, prietenaș? Îmi place. Hai, prietenaș! Prietenaș! Jucăm prietenaș! Noi suntem prietenaș și voștri, dacă vreți. Prietenaș! Prietenia dintre Mark Twain și Nikola Tesla a devenit mai puternică după ce Tesla a încercat să cucerească o femeie cu sutienul inovat de Twain în acest Twain. Scop. Twain, da. Cine m-a corectat? Prostul de Nathan. Dumnezeu! Dar tu de unde știi, mă? Am mai citit și eu din Tesla. Sau... Atenție că asta e bună, că prietenaș. Beți fiind, au fugit împreună de la un duel unde Twain nu mai voia să lupte. Sau Mark Twain a scăpat de constipație cu ajutorul unui experiment de ale lui Tesla. Stați un pic, Twain făcea sutiene. Da, nu este. Avea fabrică. În timpul lui liber. Bă, nu. Voi vă dați seama. Ba da, e cea Tesla secret. Azi, fii atentă, fii atentă, am o surpriză pentru tine. Pam, și-a scus ăla și avea trei cupe. Și a zis, da, așa da, da. Așa mai vii acasă, mai vii de acasă, mai pot să vă spun ceva, dar nu mă întrebați de unde știu. Zi. Mark Twain a inventat închizătoarea de la sutien. Da, știu asta de la pe bune, aici am aflat. Înseamnă că a făcut și un sutien pe bune? Special. Mark Twain a inventat aia de la sutien. Uite cum mi-a scos ăla agățat. Și l-a inventat, îți dai seama că am muncit la ea, ca să zicem noi românii, moș babă. Moș babă, da. În ce nevastă, da. Mă duc la nuntă, închidem și mie moșul cu baba. Eram la un moment dat în spatele și am zis, ce să fac? Să-i închizi în cămară. Închide moșul cu baba, dar nu sunt cu noi, că mama și tata sunt. Pe a doua eu nu o văd. Beți fiind au fugit împreună de la un duel unde Twain nu mai voia să lupte. Bă, ia stați-mă puțin. De ce să ne împușcăm cum putem să bem? Nu, dar stai puțin.
Ăsta, Tesla l-a luat pe ăla de acolo. Da, da, amândoi au fugit. Amândoi au fugit, dar păi îmi trebuia să... Da, erau, mici, erau terminați, gagii. Da. Amândoi erau terminați. Da, zis, prostule, te omoară, hai să fugim. Știi? Păi era cocoșul ăla, vrea să bată. Da, și Tesla era martorul. Tesla era martorul. Mă, calmează-te, mă, stai cu minte. A băut la gară la Rapidulețul până pe la Afro 5, așa. Era băgat. Și doamna te la aia, cât e, mă, 4? Ma, am duel. Stai, mă, să terminăm la duel. Am zis, acolo ea nu erau, s-au pregătit multe astea. Aia, erau, da, erau. Ăsta era pe curaj, Twain. Era, hai mă, că mă duc vă peste ei, n-au zis, când am văzut, când am văzut că e pe bune, au zis, dar dacă a fost ăsta la el și l-a găsit de, era galben la față, negru, verde, aici ce-ai, vreau să ce-ai ajung cu tine, prietenaș? Nu am ieșit afară de 7 zile, dacă nu ies în stil. Sau îl cheamă afară, mă, merge și noi să-l plimbăm, Twain iese exact cum a zis Bobo. Da, și îl vede mai palid. Nu merg că... E nenorocire, da. E nenorocire. Ce s-a întâmplat? N-a nins. Nu mai e, mă, scaun. Păi ți-aduc eu niște scaun. Nu, mă, nu scaun, dă la scaun, dă la... N-am mai ieșit afară, stai, dar ieși acum cu mine. Nu, da, bă. Ce încerc eu să zic, mă, ție, da. Nu se înțelegeau niciun fel, știi? Stai, a, păi de ce n-ai zis, mă, așa, mă, că te rezolv eu cu ăsta electric? Avea la el. Da, mă, deci ia, mă, termoplenjonul ăsta. Șocuri electrice, șocuri electrice. Da, ia scaunul ăsta electric și... Șocuri electrice, măi, dădea. Are ziți una. Hai să vedem. Care ar fi? Bă, ce leagă doi bărbați? B. Eu aș apăsa asta, dar aș vrea să vii cu mine în această opțiune. B. De constipație? Da. Eu v-am dat B-ul. Eu zic B-ul. Alina, eu v-am dat B-ul. Ca să nu zici că... Și eu zic tot B-ul. Auzi. Sănătate. Da, uite, vezi? Ce vrăjeală, băi! Din greșeală, serios? Da, mă, te înțeleg. Băi, prietena! Hai să vedem, care ai răspuns. Pentru că mințile luminate gândesc la fel, nu ne mire că între Nikola Tesla și Mark Twain s-a înfiripat o prietenie strașnică. De fapt, chiar Tesla recunoaște. Mark Twain i-a salvat viața. Se referea la cărți, care i-au ușurat covalescența după o maladie severă. Însă prietenia cu Mark Twain a devenit mai trainică după ce Tesla l-a vindecat de constipație, folosind un oscilator electric inventat de el. Pentru că e adevărat ce se spune. Știința îl eliberează pe om. Consolidează o prietenie între doi bărbați. Da, și ce voi, voi nu aveți probleme? Ba da, mă, da! Adică prietena ta, dacă te ajută... Oscilator electric, da. Da. Cum o fi asta? Tatanticul Sherry, ce jucăm? Alegeri dificile, frate, să scăpăm de ele oricum în perioada asta. Să nu mai asta, avem atâtea alegeri dificile. Alegeri dificile. Scăpăm de alegerile dificile. În una zonă din Anglia, secolului 19, îți câștigai dreptul la vot dacă aveai un fiu sau minim 3 fiice, prezentai o dovadă că n-ai datorii la cârciumi sau dețineai o oală mare pentru gătit. Ai, bună asta, ce doamne, dai seama, mă, cum veneai tu cu oala mare la vot în Anglia. Aveai dreptul la vot doar dacă aveai un fiu sau minim 3 fiice. Care, trei fiice echivalentul unui fiu. E simplu. Da. Bă, am două fete, îmi pare rău. Îmi pare deci rău. Ai două fete, 0,75 dintr-un fiu, nu intră. Nu intră, mai are. Mai fiu, aveai 6 fete, mă tai de 2 ori. Ne vedem la tu următor. Dar care-i treaba? Adică, bine, nu știu. Dar vă dați seama cu oara? Dar vă dați seama dacă gătit era în România treaba asta cu oara? Câtă birocrație era, trebuia să te duci să iei permis de oară, să iei, să vezi că e omologată oara, să-ți dea, după aia te duceai să votezi. În România era așa, îți dai seama când ieșeau gospodinului cu toate tigăile alea de s-au tot dat cu oferte și cu alea, n-ai avea cum să nu ai drept la vot. Trebuia să fie mare oarecum echivalentul și a 3 fiice. Când se taie porcul, n-ai, nu există vailingurile alea sau cum le zicem. Vailinguri, da, da? Și la noi. Nu vailinguri, că olteni suntem toți. În fine, dar asta e și mai mișto pe ai vrei drept la vot dacă prezentai o dovadă că n-ai datorii la cârci. Mi se pare de bun simț. Sincer, de bun simț. Deci nu contează că ai 18 ani. Și la noi. Deci contează părere politică 18 ani. Contează să n-ai datorii la cârci. În cârciumă nu intrai decât dacă aveai 18 ani, bănuiesc. Îți dai seama, se eliberau poate certificate de nedatornic la cârciumă. La mișto. Puneai în perete. Cazierul. Da, da. Eu zic B-ul, mă. Și eu zic tot B-ul. Hai pe B, mă. Ce să mai am vorbit de l-am rupt. B-ul, da. Mie mi se pare o măsură de bun simț asta, să n-ai datorie la cârciumă. Asta, că trebuia să n-ai nicio datorie la cârciumă ca să poți să votezi. Da. Păi, nu... Hai să vedem dacă asta era. Dacă ești la vot în zilele noastre, trebuie să iei la tine actul de identitate. În schimb, pentru a vota în Anglia anilor 1700, trebuia să iei la tine o oală mare pentru gătit. Astfel, demonstrai autorităților locale că ești un adult responsabil care își poate hrăni familia și întreține gospodăria. Din păcate, nu cunoaștem dacă au existat tentative de a se vota de 2 ori pe aceeași oală. Noi nimic, mai greșim și noi. Nu putem să le știm pe toate.
atenție, v-am zis că avea legătură. Bă, asta arăta că ești un bărbat responsabil. Dar și beul arăta că ești un om responsabil și că îți plătești datoriile. Că-ți datoriile, dar da, asta era și bețiv, dar ăla care nu bea. Nu neapărat ce trebuie să fii bețiv. Cum dovedea că e un bărbat? Prin da, corect. Oală. Bobo, spuneți. Umblă vorba. Da, că pasta... La... Mamă, că sunt și eu bandit. Da, mă, noi, mi-a plăcut jocul ăsta de cuvinte, da. Șarpe. Eu nici n-am știut că ai ales domeniul ăsta cu umblă vorba. Nu, adică dar, chiar zici ceva de... Ce-ai de... Te-am păcălit, te-am luat în filmul meu. Pum, Alina, pam. Ai un om acolo lângă tine, unul cu toate ălifiilii. Hai să vedem, umblă vorba. În engleză, în engleză. E cu britanici, e bine. Vorbim în engleză, umblă ce? Vorba. The word is walking. Yes. The word is walking. The walking word. The walking word. Un studiu recent arată că unul din cinci britanici consideră că francezii au o igienă precară. B. Face sex de cel mult 3 ori pe an. C. Are des conflicte verbale cu aparatele electrocasnice. Deci britanicii. Au boală pe francezi oricum, da, îți dai seama. Nu că au boală. Da, ei au hate pe toată lumea oricum. Nu chiar, nu chiar. N-au treabă cu românii. Noi, în general, nu sunt foarte prietenoși. Au, au hate. Nu, atenție, îi spuneți pe francezi că nu se spală. Da, nu se spală, asta da. Dar britanii sunt așa... Da, să știți că francezii nu prea. Igienă și pe... Jegoși. De la brânză. Da, de la brânză, exact. De la brânză, doamne. Da, pe da brânză ai mulce găită la ei tot. Fără să vrem, ajungem... La brânză. Nu trebuie. B, 1 din 5, cel mult de... Da, mă, britanicii de mai au timp de asta. Deci unul din cinci. Eu cred că e asta. Zici? Nu știu. Nu mai știu cum sunt ei. Nu mai știu pe clasament unde sunt britanici. Costi, help. Da. Help de la mine. Te rog. Te dacă rog. Era în Japonia, mai ziceai cu cel mult 3 ori pe an. Că ea știi că nu prea... Da. Dar britanici, frate, ăștia... Sunt europeni, mă, dar ei noștri. Cine a rezistat? Cine a rezistat să facă doar de 3 ori? Shelly. Păi nu, stai puțin. Studiul arată că unul din cinci face sex de cel mult 3 ori pe an. Unul din cinci. Da, dacă luăm toată partea asta cu ei care sunt mai așa, mai agresivi, așa, în general, nu sunt foarte prietenoși, merge mai bine cu ceu. Au des conflicte verbale cu aparatele electrocasnice. Da. Aparatul firar... Băi, blendere sau ce? Blenderul pește prăjit. Cum este în engleză? În engleză. Blenderul pește prăjit. Da. The blender of, the fried fish. Sau fish and chips. Voi ce ziceți? Da, și eu mă gândesc la ce ăsta. E frumos așa pe britanici. E plauzibil. Parcă îi făți țipând un pic la cuptor. La mașina de spălat. Firar mama ta de cuptor. Zi, în engleză, în engleză. Am luat. Gata. Ați luat ceul. Hai să vedem care e răspunsul corect. Vedem acum. Viața modernă este cu siguranță stresantă. De multe ori, timpul nu-ți permite să ai și activități recreative. Când găsești timp, parcă nu mai ai chef. Iar atunci când vine vorba de sex, în ceea ce îi privește pe 20% dintre britanici, cheful vine rar. Mai exact, de cel mult 3 ori într-un an. Această constatare i-a îndemnat pe autorii studiului să lanseze campania online cel puțin o dată pe săptămână. Ei spun că așa ar fi sănătos, de când cu Brexitul parcă britanicilor nu le mai arde de nimic. Loco! Bine că-i la ei acolo. Nebun, da. Zis, avea legătură cu clasamentul ăla, dar nu mai știam. Da, mă, unde? Dar de-aia sunt triști așa, mă, și ele se îmbată la ora 5 după masa, sunt moarte pe stradă. După ce că e frig de-aia acolo tot timpul, nici de-aia nu sunt ei vechi. Dar mergeau și ce un variant asta, dacă sunt sufrate. Dar cred că lucrurile s-au mai schimbat acum de când au venit o grămadă de români acolo. I-a mai stimulat și pe ei, că românii sunt frumoase. Ținând cont că nu mai avem la fund, ce mai e? Mergem, ce mai exploziv? Te las cu tine, Sarici. Semnul întrebării. Semnul întrebării, domeniul surpriză. Surpriză! Șoriceii de la Universitatea Richmond sunt unici în lume pentru că au învățat să folosească telecomanda și să uite la desene animate cu Tom și Jerry. Sunt lăsați să-și aleagă singur nuanța de ruj de buze comestibil. Oh, Doamne. Se relaxează conducând mașinuțe electrice în drum spre mâncare. Băi, lasă-mă în pace. Da. Bă, tu-ți dai seama... Doamne, bă, asta adevărul că orice e posibil, orice. Orice e posibil. Oricare din astea cum stau ei și folosesc telecomanda. Nu, no, aia cum... cu mașinuțele, că e ca un fel nu, de drive-in. Nu, mă, stai că ne-am dus la... Un drive-in. Da. Dar nu orice șoricei. Ea de la universitate. Da, mă, doar ăia, păi i-au învățat ei. Bă, atâta ți-am zis, că sunt șoare și șoare. Cu diplomă. Mă, s-a citat și a zis, du-te, bă, și fă și tu ceva la universitate.
Au învățat să folosească telecomanda și mie mi se pare firesc. Cred că dau și stop, că e, dai seama, îi țin cu Jerry. Și când eu trage Jerry lui Tom, telecomanda. Ei râd și zic, stai pe stop, dai pe stop, să nu pierdem nimic. Dar cum dau ei, mă, șuricii pe telecomandă? Sau pe ea, apasă pe ea. S-au prins. Dar voi vă dați seama, mă, să scape un șoricec de acolo, să ajungă la tine în apartament și vine la tine și schimbă... Chiar ai dat, mă, pe ProTV la bobonete. Unde să mai vină? Dă, mă, pe Tom și Jerry. Da. Păi sta, mă, dacă mai vine și ăla, nu mă bat destul cu soția pe telecomandă, mai vine și ăla, îl calc pe cap. Păi eu n-am curse, mă, de șoareci. Păi ce faci, mă, prin șoareciul de universitate? Cu mașinuțe aia. Eu de unde să știu că e de universitate? Ce caută la mine în casă, stea la el acolo. Dar el îți vine și când îți vine și îți bate la ușă, cum stăia, mă, cu Martorul lui Jehova sau ce stăia, mormonii, de îmbrăcați frumos. A, frumos, bat la ușă. Bună ziua, de șoarecele de la universitate. Dați-mi voie să vă folosesc telecomanda. Poftiți, domnul șoareci. Dar doar la Tom și Jerry. Bine, hai să vedem asta. Sunt lăsat să-și aleagă singur nuanța de ruș, de buze, mă. Comestibil. Comestibil, sigur, ca să poată să-i atragă și mai nu-și tare. Nu-și dau cu orice. Dar fii atent. Au așa niște recipiente mici și nu-și dau, nu-și iau gheruța și fac din asta. Nu, bagă bot așa. Așa se dau ei. Da, și-și aleg ei nuanța. Îți dai seama, grișobolan. Asta e cea mai tare. Da, că aleg, culoarea pielii, știi? Da, da, da. Și aici da, da. E grișobolan. Mamă, nebunul. Da, ăsta e, ăsta e beu cu rujul. Nu cred. Nu, eu cred că eu e... Eu cred că asta, conduc ei mașinuțe electrice. Și eu zic, Nu le conduc, că sunt niște mașinuțe electrice. Când te-ai suit, automat au plecat. Că nu e ca și cum au curbe, fac drifturi. Nici nebunul și văd șoricelul ăla. Vă dați seama că apar șoricei de-aia obsedați de mașini? Da. Ia vezi căruța asta, mamă. Ia vezi ce motor, i-am pus ce jante, ia uite... Se, cum ar fi să-i se strice, zic, bă, ce o are, apă, mă? Eu ia pe șoricioaica aia cu rujul, cel mai forță de acolo. Îi văd așa în cap și cu mașina de sară de fund, da, așa, da. Pe Dr. Dre. Da, exact. Ce e bă de mâncarea, săracilu, că merge la cantină. Se ceartă șoriceii, aici ți-ai lăsat, bă, hârbu, în drum. Șoricei cu ocarari. O să existe, da, da. Eu merg pe ce, păi frate? Da, mă, că tu cu mașinile, tu. Ceu, da. Șoricii care conduc mașinile. Nu știm, bobă, că dacă știam, bă, da, luam din voi, bă, șelim, doamne, hai mă să vedem care răspuns. Wow. Teoretic, niște desene animate în care șoarecele câștigă tot timpul ar trebui să fie distracția preferată a rozătoarelor. Dar unii au microbul vitezei în sânge. Învățând șoarecii de laborator să conducă mașinuțe electrice pentru a ajunge la hrană, oamenii de știință au constatat că acestora le place la nebunie și că au devenit mult mai relaxați. Dacă moda va prinde și la noi, probabil că în curând va fi plin de șoareci în mașini electrice la mâna a doua, aduse din Germania, cu număr de Bulgaria. Unde să mai vină, mă, și mașinile lor? Nu se merge destul. Bravo, mă! Bravo! Ce li știe? 2000 de lei! Atât avem? 2000 până acum suntem și mai bine. Avem! Oh, suntem bine, suntem bine! Să ce fie în glorie tu? Ceva! Vrei, vrei asta e glorie? Nu, mă, hai pe glorie sportivă! Glorie sportivă? Da, da! Alina, ai ales glorie sportivă! Să fie în glorie! Să pierdeți în glorie, ai zis? Țara Galilor găzduiește anual o competiție unică în lume ce presupune manipularea unei marmote prin hipnoză, traversarea unui canal de scurgere mocirlos încălțat cu labe de scafandru sau prinderea unor purcei unși cu ulei într-un ring. Ce tare e asta, frate! Cred că e ceu. Ceu este senzațional. Nu, te-ai dus prea repede acolo. Nu, m-am dus prea repede, adevărat. Dar hai să mergem la A, manipularea unei marmote prin hipnoză. Hai să facem pasta. Hai să vedem pasta cu marmota care stă și tu îi zici, uite-te în ochii mei. Ascultăm vocea. Da, ascultăm vocea, da. Trebuie să o muți. Ca să uite ochii tăi, trebuie să o muți cu ochii ei. Nu poți să faci ce ai zis tu. Pentru ce o manipulezi? Adică da. O hipnotizezi și după aia ce ai zis să faci? Păi profiți de ea. O pui să învelească ciocolată, mă. Da. Profiți de ea, că e hipnotizată. O dacă pui la vorba muncă. De manipulare, efectiv, bagi mâna în ea și... Haide, mă. Da, mă, o manipulez. Haide, mă, că nu pot trece. Și ea săraca nu știe că e hipnotizată. Și aia... Vezi, mai nevoie de hipnoză atunci, că... E ca să nu doară. Ai făcut praf marmota. Ca să nu doară, că bagi mâna în ea, auzi. Dar parcă și văd concursul ăștia 10, 9 din ăștia 10 sunt așa. O, uite-te în ochii mei, și al 10-lea care el a băgat mâna, marmota. Și manipulează. Cine nu manipulează mai ușor? Nu așa, mă! Nu, dar vorbește marmota. Hei, pe mine deja mă manipulează cineva. Pe tine cine te manipulează, fata? Nu știu ce să zic, da. Da. Ar putea fi, ar putea fi. Putem să descoperim acum chestia asta. Traversarea unui canal de scurgere. E fun, e așa cumva, știi? E mocirlă pe acolo, tu cu labele la scafandru, fugi. Băi, să știi că sunt niște festivaluri în Anglia. Așa. Asta cu mocirlă sunt niște concursuri din alea de te da, dai prin... știu că sunt, știi? Sunt peste tot. Nu, eu zic că nu e ca și cum da, asta ceva... e altceva, să traversezi un canal mocirlos cu labe de da, scafan. Da, zic că ei cu... sunt în zona asta, că se plouă mult acolo. Adică am văzut bătăi da. În mocirlă.
Dar e prea, într-adevăr, n-aș lua-o că ar fi așa prea. În schimb, asta cu purceii, e moșu, și dacă l-ai prinse cu ulei, l-ai băgat direct în proțat. Cred că am văzut-o de asta, că am văzut-o în american mai degrabă, știi? Adică nu știu dacă au ei asta, asta mă încurcă, știi? Și atunci aș merge între C și B. Între C și... Păi cum între C și B? Asta cu A eu nu văd. Poate o fi, dar nu văd eu treaba asta cu marmota. Da, nu există marmote în țara galilor. E frumoasă. E, de frumoasă, e frumoasă, e simpatică, adică am și râs. Vrei să apăs? Iată după păsesc. Sufletul tău, Aina. Ce spune sufletul? Ce ți-ar plăcea ție să faci în țara Garilor? A, bun, apasă-l tu atunci. Că... Da, sunt și eu de acord. Aș lua B-ul, răspunsul corect este... Minele explozive instalate în insulele Malvine. Insulele Malvine. Ia, Alina, arată-ne două scheme de tango. Da, zici tu, vrei altă variantă? Da, vrei altă variantă? Mergem pe asta. Nu, 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 acum îmi spui dacă vrei altă variantă. Nu, mai gata. Ați ales, la revedere. Rămânem cu pinguinii. Ai, nasol. E nasol că dacă am pus-o în și avem acele... Totul sau nimic, au zis. Eram aici. Nu iscă mai oia. Răspunsul corect este următorul. Cercetătorii americani chiar dacă nu e ce au descoperit că celulele de la suprafața limbii ce ciudă mie. Au marea capacitate de... Ce spune sufletul? Ce ți-ar plăcea ție să faci în țara Garilor? A, bun, apasă-l tu atunci că... Da, sunt și eu de acord. Aș da B-ul, răspunsul corect este... Gloria sportivă are multe fețe. Nu numai medaliații olimpici merită respectul concetățenilor. Pentru cei care n-au tăria de a-și petrece toată viața antrenându-se, dar simt nevoia să-și pună o dată pe an masca de scufundări și labele de not, există concursul de traversat canalul mocilos din țara Galilor. Învingător e sportivul care traversează primul cei 110 metri de mâzgă fără a folosi niciun stil convențional de not. Sigur, proba e destul de murdară, dar gloria sportivă este eternă. Bravo, bravo, bravo. Hai, bravo. Hai, v-ați dus și voi la 1500 de lei. Da. Hai. Luăm o stâncă explozivă. Stâncă, am zis. Eu să pierd acum stâncă. Și o să fie ok. Ei, na. Avem așa. La următoare și hai să vedem. La începutul carierei, actorul american Vin Diesel a fost prins vandalizând un teatru împreună cu fratele lui, juca rolul de fetiță în musicaluri pentru copii sau apărea în reclame la produse de curățat în costum de microb. Eu zic. Bun. Acum, asta, sigur că el are alura asta, că e dur, că așa, a vandalizat un teatru, că nu l-a lăsat și pe frate să intre la actorie. Și aici ce facem? O distrugem. Nu-l văd. Nu-l văd. Pare băiat pașnic. Da. Să joci rol de fetiță... Asta ar fi în contrast maxim. Fetiță cheală. Poate să fie... El era o fetiță cheală. Eu aș vedea pe Vin Diesel îmbrăcat, jucând, nu, jucând îmbrăcat, Dorothy, Dorothy de exemplu, îmbrăcat în microb. În ce? În microb. Dacă microbii îți atacă vasul de toaletă și apărea el. Vânătorii de răceală. Și-l văd aici. Bă, vă nu v-a părut rău când erați mici pentru microbii din reclamele alea? Bă, da, care că mureau pe capete. Stăteau toți acolo până iau, băi, rupem pe oamenii ăștia și după aia vin ăla și dă și... Așa și ea fug toți, nu, au și familii, copii. Parcă nu-ți mai venea să mai scape o picătură pe colac. Zi-mă, tu-l vezi asta, îl vezi microb? Asta îl vezi microb? Dar nu-l vezi să... Nu, mă, nu fetiță, vezi... mă, fetiță. Și asta cu aul, îl scoatem din start. Nu așa. Nu cred, mă, că a vandalizat Vin Diesel în teatru. De unde știi? Ce e un microb, nu-l vedem. Nu? Nu. Eu zic fetiță, mă, ar fi comic. Ar fi rău comic. Fetiță, dar comic, ne jucăm pe banii lor. Ne jucăm pe banii voștri? Păi dai lui pentru ei câștigă. Oh, bine, mă, au să fie. Da, mă, un pic, bă. Am încredere, sunt banii lor, frate, sunt banii lor. Da, da, cum să nu frumos? Te bucuri. V-ați acoperit, hai să vedem. Celebru pentru rolurile de băiat bun cu mușchi, Vin Diesel a pășit cu stângul în lumina reflectoarelor. Mai precis, la 7 ani încerca să distrugă reflectoarele unui teatru împreună cu fratele său. Prinși asupra faptului de directoarea teatrului pe care tocmai îl vandalizau, amândoi au primit oferta de a fi iertați dacă joacă într-un spectacol pentru copii. Astfel, prima producție cu Vin Diesel pe afiș s-a numit Ușa pentru dinozauri și a fost un blockbuster în rândul preșcolarilor. Bun! Bravo! Nu, au spart. I-a făcut bine. Bate pai, mă. Bă-ți, iară pleci, iară pleci. Băi, stai, mă, că mai avem până la final, mă. Atunci să ne bucurăm. Stai, mă, câștigă, mă, ce ai. Costi și Arina, să-ți da ultima întrebare. Te rog, te rog, Bobo. Domeniul este exploziv. Exploziv. Minele explozive instalate în insulele Malvine
Falkland, în timpul războiului anglo-argentinian, au dus la înmulțirea populației de pinguini, descoperirea celebrei colecții de sticle cu Roma lui Magellan sau la apariția unei variațiuni la tango numită Boom Tango. Boom Tango. Înmulțirea populației de pinguini. Normal. Asta. Păi, asta e. Asta e, luați direct A. Pentru că... Pentru că n-am nimic în cap. Oamenii au știut că sunt mine acolo, știi? Așa. Și n-au mai trecut pe aici. Da, și pinguinii... sau mulți pinguini. Da. Da, bine, mai mureau din ei, că mai călcau și ei pe mine, dar nu atât de mulți. Hai să trecem la B. Bine, hai să trecem la B. M-ai certat aici cu... Hai să trecem la B. I-au găsit romul lui Magellan. Lui Magellan. Are sens. Îngropat. Are sens, da. Poate să fie, că și ăla cu pinguine avea sens. Sau ai văzut? Sau apariția unei variațiuni la tango numită Boom Tango. Mi se pare bomba tango. Asta, sincer. Boom, înțelege tango. Pasul ăla. Da. Un, doi, trei, pa, Boom Tango. Știi? Când păi te ferești de mină. Când te ferești de mină? Păi da, mă, când ești la tango. Hap, am călcat, hap, hap, te-ai plecat înapoi. Doi, trei, doi pași înainte, trei înapoi, știi? Tango. Am mai văzut o secvență în filme, știi, când dansează doi tango și de fapt se feresc de cuțite, de gloanțe, de ceva. Bravo, și mă gândesc, știi? Ce ăla ai zis? Ce? Ce? Argentina. Argentina, de unde e tango? Argentina. Insulele Malvine. Ia, Alina, arată-ne două scheme de tango. Am apăsat gata. Ați doua taur și vedem acum răspunsul corect. Nu, oricum ai apăsat. Mergem pe asta. Nu, mie, acum spui dacă vrei. Hai, răspunsul corect. Hai să vedem. La revedere. Rămânem cu pinguinii. În anul 1982, în încercarea de a revendica insulele Malvine de la Marea Britanie, argentinienii au împânzit plajele cu 20.000 de mine de teren. După război, marea majoritate a minelor au fost curățate, însă în zonele greu accesibile omului s-au stabilit pinguinii, care sunt prea ușori ca să le declanșeze. Atât de mult le place habitatul explosiv, încât s-au înmulțit considerabil, fiind feriți de orice fel de prădători. Astfel, s-a refăcut populația de pinguini a insulei cu doar câțiva pași ușori. Nu mă ajut! E groasă! E groasă! Mă cer? Da, te cer că mă ajut! Păi vreau să fii sigur! Ai zis că mă ajut, că să câștigăm și noi jocul ăsta. Păi și ce, te-am contrazis? Am mers în continuare cu varianta ta. Nu duce că zici că băi, nu-i așa, nu-i așa, nu-i așa, pentru că eu dacă te-aș încuraja... Lasă-i, să faci o alegere greșită, după aia nu m-ai certat că te-am încurajat și nu ți-am zis altceva? Nathan Ticu, ai 2500 de lei, Costi, ai 2000 de lei și am ajuns la întrebarea finală. Mare atenție, domeniul din care vine întrebarea finală este celule. Celule, fii atentă că tu ești pe celule. Da. Acum, în momentul ăsta, vreau să pariați, Nathan Ticu, pariază, Costi, pariați o sumă. Dacă pariază tot 2500, ne bat oricum. Singura variantă ar fi să... Ați pariat? Am pariat. Costi, întrebarea este următoarea. Aveți 20 de secunde. Cercetătorii americani au descoperit că celulele de la suprafața limbii au capacitatea de a elimina uree atunci când rinichii sunt supra-solicitați, a îndepărta placa bacteriană sau de a simți mirosuri pe cont propriu. Bă, ce e asta, mă? 20 de secunde în care... 20 de secunde. Tu ești cu biologia. Asta sau asta? Mai aveți 10 secunde. Și asta mi se pare că a îndepărtat placa bacteriană. Și eu mi se pare plauzibil. Ce-u nu are nicio treabă. Ce-u nu? Cât mai am? Și timpul a expirat. Ok, hai. Asta a fost. Dacă am pus Olin. E nasol. E nasol că dacă am pus Olin și am... N-am pus Olin. Costi, nu? Tu ai pariat din 2000 de lei. Hai, da, de mine, suma de 2000 de lei. Olin, te-ai dus? Băi, s-a și strigat. Erau banii oamenilor, s-au auzit de aici. Totul sau nimic, au zis. Era aici. Bravo. Oamenii voi v-au scos, atenție. Așa, bun. Și voi, și voi ați pariat suma de... Lejer, mă. 1000 de lei. Noi scăm aiurea. Cu ceva să rămâneți. Da. Bun.
În condițiile astea, Costi și Alina au răspuns cu varianta A, C. Simți mirosul pe cont propriu. Și voi ați pariat pe varianta... Dacă pariam ce, oricum pierdeam. B. Placă bacteriană, știam asta la salivă. Răspunsul corect este următorul. Cercetătorii americani chiar dacă nu e ceu, au descoperit că celulele de la suprafața Libii au marea capacitate de a elimina urea atunci când rinichii sunt supra-solicitați. Nu! Nu! Nu fi! Nu e asta! Nu e asta! Nu e asta! Nu e asta! Haide, Bobo, odată că mor aici! Au capacitatea de a simți mirosuri pe cont propriu. Poate fi... Da, ce, mamă, ce cum ești! Și într-adevăr ăsta este răspunsul corect! Bine, 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 bine! Bravo, bravo! Bravo! Asta e. 93 de lei de fiecare aveți acolo. 93 de lei. Bravo, felicitări. Cum ați pariat, cum ați jucat. Bravo, felicitări. A fost bine. M-a acceptat puțin acolo. Băi, constructiv. Rolul meu. A fost, le-am spus că poate să ne ajut, poate să câștigăm. Acum, ce spune că eu am îndreunat situația? De unde, mă, vrăjeală, vrăjeală. Bravo, bravo, șef. Bravo, vezi că eu l-am lăsat să câștige. 4.000 de lei, 900 de lei pentru fiecare susținător. O emisiune în care am dat foarte mulți bani la pe bune aici. Ne vedem data viitoare, v-am pupat, sunt Mihai Bobonete. Vă aștept la pe bune. Pa! Să se împerecheze. Țânțarii masculi trebuie să-și compare trompele cu ceilalți masculi și cel mai matur câștigă? Nu o văd. De ce, nici la țânțar mărimea nu contează. Așa zic ele ție, să te facă să zâmbești la mine. Gândiți-vă doar în ce ați întinge voi cu puțină pâinică. Clar, în pasărea mică, fermentată rece, în balenă. Băi, mă gândesc că e aproape ciorba de burtă, da, eu acolo m-aș duce. Balenă, porc, na. Trăsătura fizică după care poți identifica persoanele narcisiste este... E extraordinar! E bine, bine! E și foarte ușor! De-aia m-au luat prezentator. Ești bine, bine!